Iată, aceasta este statistica. Ar fi interesant să vedem cine și-a făcut aceste teste și cum s-a ajuns la acest număr. Iată, lângă noi îl avem și pe colegul nostru, Radu Moraru. Bună seara, Radu! Bună seara, Gabriela! Bună seara, români de pe întreaga planetă! Da, o să fie un weekend sulfuros. Deja au intrat în acțiune vuvuzelele, da, trompetele, care să bage panica în populație. Și ați văzut, gata, și-au făcut alegerile. Va fi, până acum, COVID-ul a stat în funcție de alegeri. Mm-hmm. Acum, da, gata, au trecut alegerile și COVID-ul s-a dezlănțuit. Și uite, vă dau o știre pe care o am de la Răducu. Da, uite, vreau să spun că l-avem în legătură cu noi și pe domnul Pompiliu Diplan. Bună seara, domnul Pompiliu Diplan, bine ați revenit. Bună seara și dumneavoastră și lui Radu Moraru și întregii planete, ca să citez un clasic. Așa. Da, bună seara. Uite, vreau să vă dau o știre bună. Știți că am avut un meci mare cu Universitatea Oxford, cu prostiile pe care le debitau la început. Bine, după aia am demonstrat printr-o investigație jurnalistică că acel individ luase o grămadă de bani de la Bill Gates, vorbim de 10 milioane de dolari, ca să panicheze planeta. Acum văd că Oxfordul și-a revenit. Probabil că Bill Gates n-a mai plătit. Și iată ce spun cei de la Oxford acum. Numărul îmbolnăvirilor de COVID este fals. E o știre BBC. Da. Ei vorbesc acum de faptul că s-a exagerat și ceea ce spunem noi de luni de zile, au luat acest PCR care e foarte sensibil și el poate să-ți arate și virus și morți și de acum ceva vreme. De fapt, îți ia din toată familia coronavirus. Da. De aceea, ăla nu e test omologat pentru COVID-19, așa cum este testul pe care l-am lansat ieri, parcă, Gabriel, nici mai știu că da, zboară timpul ieri, ăsta. Ieri. Dar ieri, nu știu, o fi Radu, o întâmplare că... sau nu, pentru că, iată, partenerul nostru în fotografie, Ștefan Ovidiu, chiar a tăiat acel moment pe care tu l-ai spus în emisiune, pe când erai în Canada. Acum câteva minute l-am văzut și eu. Pentru că, iată, această știre este în prim plan în acest moment, lucru pe care l-ai spus tu undeva în martie, dacă nu mă înșel. Da, nu mai știu, aprilie, deci au fost investigații pe care le-am făcut acolo, în America, și am descoperit legăturile financiare. Eu v-am spus primul despre revista The Lancet, că este o revistă preluată, mascată de Bill Gates, dar eu sunt curios ce spune Pompiliu Diplan, pentru că l-avem cu noi. Sunt curios, înainte să ies eu din emisie, ce vești are despre protestul de mâine, pentru că înțeleg că a fost o mare vâlvă pe internet. Păi îl ascultăm pe domnul Pompiliu Diplan. Da, vă mulțumesc. Mare vâlvă pe internet, mai ales datorită acestor flyere, cum să vă zic eu, care au făcut multe furori, în legătură cu faliment și cu frică. Românului, până nu-i arăți frica, nu se trezește. Da. Și... ne așteptăm la mai mulți oameni decât data trecută. E adevărat că între timp avem o concurență de focar, de revoltă, care concurență se întâmplă la Iași, tocmai la Mitropolie, nu știu dacă ați remarcat. Am văzut, da. Avem un fel de mică Timișoară în devenire. Țineți minte cum a fost la Timișoara în 89? Da. Poate. Nu era o cuvioasă, ci era un pastor. Nu era ortodoxă, ci era protestant, dar tot în fața unei catedrale s-au adunat prima oară credincioșii. Și tot așa, câteva zeci, 100, 2, 3. E o scânteie care s-a aprins. Și asta face tot fenomenul de acolo, îl face foarte interesant. Mitropolia de la Iași inițial a fost compliant, cum se zice, a mers cu autoritățile, după care a zis nu. Haideți să
renunțați voi la măsurile exagerate pe care le-ați luat. După Mitropolia Moldovei a apărut Episcopia sau Mitropolia Sătmarului și Maramureșului și a apărut și Episcopul Ignatie de la Cluj, care s-au revoltat. Și după aceștia trei, se întâmplă ceva acolo în sinod, nu știu exact ce, Patriarhul a venit și a dat o declarație practic negativă în legătură cu măsurile. A zis să nu se escaladeze, să nu știu ce, cu limbajul protocolar pe care îl are întotdeauna Bazilica, dar e pentru prima oară când Biserica Ortodoxă Română spune nu. Și asta face ceea ce se întâmplă la Iași în aceste următoare patru zile, de pe 10 până pe 14, dialectica București-Iași va fi foarte interesantă. Zic București, pentru că la București e protestul până una alta, vor fi foarte mulți bucureștini în stradă, cred că o să fie foarte mult de la Horeca care vin, foarte mulți frizeri, foarte multe coafeze, foarte mulți cârciumari, foarte mulți bucătari, oameni care își dau seama că îi paște falimentul și că nu e de glumit cu această problemă, care nu este medicală. Este o problemă politică. Suntem toți duși în pragul falimentului, suntem ținuți așa de mâini și de picioare ca să nu mai putem funcționa. Roțile economiei românești, ca și a celorlalte economii, trebuie să se oprească la apăsarea unui buton. De-aia mâine îi așteptăm pe toți în piață. Vor fi și profesori și părinți? Vor fi profesori și părinți și copii. Că problema măștilor pe fața copiilor noștri n-a trecut. Nu a trecut. Au început mici, slavă Domnului, mici amendamente. Gen, n-aveți voie să purtați masca la ora de sport. Bine și așa. Da. Leviatanul începe să cedeze. Dar ăsta va fi un eveniment cultural. M-a întrebat jandarmeria cât o să fie. Le-am spus că o să fie 99 de persoane. Restul vor fi la plimbare. Dacă se plimbă pe acolo, asta e. M-au avertizat că se iau aminte la protestul de la Horeca, că toți aveau mască, n-aveau chiar toți mască pe figură, dar, într-adevăr, la Horeca erau oamenii foarte disciplinați. Eu vei mei sfătuiesc să aibă o mască în buzunar ca să nu, cine știe ce se întâmplă pe acolo. Dar noi protestăm în primul rând pentru libertate și pentru demnitate și pentru împotriva mascaradei. Dar acum eu vreau să vă întreb, domnul Pompiliu, pentru că am fost de nenumărate ori la proteste, nu am purtat niciodată mască. Pentru că consider că este absurd, atâta timp cât trei autorități, nici până în prezent, nu au putut să ne spună care mască ne protejează sau care este masca pe care, iată, o putem purta ca să ne infectăm pe cei de lângă noi. Din punct de vedere al instrucțiunilor pe care le-aș regăsi eu pe orice produs pe care îl cumpăr, pe banii mei. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Dumneavoastră nu ați luat COVID. Eu, iată, am avut norocul și onoarea ca al meu coleg Radu Moraru să-mi facă testul și s-a demonstrat că nu am avut în ultimele trei luni și nu am nici acum. Un test care mie mi-a dat răspunsul în 5 minute. Și care are culmea certificare, nu cum se spune. Asta vreau să spun că un test certificat european, iată, făcut bine și care spune câteva minute. Că asta trebuia să facă România. În loc de panică, în loc de sute de milioane de euro aruncați pe geam, să permită teste bune și cât de cât ieftine sau subvenționate. Da? E, uite că poate să fac eu treaba asta, că într-adevăr sunt foarte mulți oameni speriați, mulți îmi trimit mesaje, telefoane, nu mai fac față, nici nu prea e bun semnal și îi rog pe toți să se uite pe site-ul nașu.tv, că sunt și eu om și nu reușesc să fac față la atâtea provocări. Pentru că acum, într-adevăr, ce spune domnul Diplan, este și bătălia noastră pentru viață. Dar vă dau o veste proastă acum. Foarte multe școli se închid. Deci s-au închis și se închid. Foarte multe, mulți la protest vor veni și din mall-uri, că vă dau o exclusivitate. Se închid mall-urile pe 15. Foarte mulți angajați de acolo, foarte mulți mici patroni, acum chiar vor da faliment. Pe 15 se închid bolurile. Deci și acolo oamenii trebuie să vadă cum vor trăi. Deja ieritare e foarte mare, pentru că, repet, până acum a fost cum a fost. Dar mai frig, vine iarna. Oamenii eu nu vă mai rog, vă întrerupe. Da. Da.
Da, la mine e semnalul prost. Eu vă las, dragi colegi. O seară bună. Mâine vom transmite protestul, așa cum a fost și ultima oară. O seară frumoasă, să fiți iubiți. Vă las cu domnul Diplan. Mulțumim, Radu. Da, domnul Pompiliu Diplan, echipa Nașul TV va fi prezentă la protest. Vom transmite integral, adică cel puțin cât reușim noi să stăm în picioare și să filmăm. La ultimul protest am transmis de la ora 16:30 până la ora 19. Până la ce oră va avea loc protestul de mâine? Sincer, cred că ne întindem. Cred că ne întindem până pe la un, cel puțin 9 seara. Pentru că e bătaie pe microfon. Sunt oameni care vin din Piatra Neamț, din Timișoara, din Iași, din Suceava, din Ploiești. Vine frăția ortodoxă, Sfântul Gheorghe, Dan Grăjdean a dat un mesaj electrizant pentru întreaga lui frăție, din Bacău, din Brașov. Vine doctorița Secară, cea care a scris memoriul ăla memorabil împreună cu soțul ei. Prima oară când niște doctori scriu un memoriu de-a fi rapăr, pe hârtie, cum s-ar spune. Deci va fi bătaie pe microfon și din cauza asta s-ar putea să ne întindem mai mult. Mai vine și domnul Voiculeț, naistul, marele naist Voiculeț, care chiar astăzi am o ședință de organizare cu el să o vedem desfășurătorul și care aduce o mare tulnicăreasă. Așa am aflat și eu ce e la un tulnic. E un fel de buciu mai mic. Da. O mare tulnicăreasă, doamna Argentina Floca, din Munții Apuseni, din comuna Avram Iancu, chiar așa se cheamă comuna, de lângă Alba Iulia. Greu a fost să găsim o mașină, să o aducă, nu vă spun. Dar așa se începe un protest românesc, cu zgomot de tulnic. Eu trebuie să-i aduc 5 litri de apă, pentru că tulnicul nu merge fără apă. Este minunat că iată ați reușit să faceți acest lucru și este minunat că românii răspund. Pentru că am văzut și eu anunțul dumneavoastră pe pagina de Facebook în care spuneați am nevoie de o mașină care să o aducă pe doamna la București. Este minunat că iată se mobilizează românii. Ce le transmiteți românilor și în special bucureștenilor care de cele mai multe ori au stat în fotolile lor comode, au urmărit ceea ce faceți în piață, că ați fost în Piața Victoriei, că ați fost în Piața Universității, au venit români din toată România, mai puțin București. Da, nu știu dacă mai puțin, dar în orice caz au fost destul de puțin bucureșteni. Le transmit că suntem într-un asasinat cu încetinitorul, în care mâna cu cuțitul se îndreaptă către tine, așa, către inima ta, tu ai de ales. Poți să stai la grătare în continuare și să primești cuțitul sau poți să treci de partea celor care luptă. Nu e garantat că mâine, la ora 22, toate măsurile din lume se vor încheia. Ba dimpotrivă, e foarte probabil că ele vor continua. Dar măcar noi avem datoria ca lupta asta să o întețim. Nu putem să stăm pasivi. Nu există alternativă. Nu avem alternativă de pasivitate, după părerea mea. Și trăiesc într-o țară liberă, încă, nu mai sunt în comunism, să nu ne mai întoarcem vreodată în comunism, le transmit să-și ia în serios societatea capitalistă pe care și-au dorit-o. Cei care au votat cu intrarea în Europa, să-și ia în serios, de ce au vrut să intre în Europa? Pentru că Europa însemna pe vremea capitalismul, România însemna Rusia, comunismul și așa mai departe. E, na, acum aveți ocazia să mai luptați odată pentru libertățile și drepturile voastre. Cum se lupta pe vremuri în capitalism? Altfel, o să avem un leninism digital exact ca în China. E adevărat că acest leninism se implementează peste tot. Și în țări de mare zarvă libertariană și liberală, cum ar fi Anglia. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne lăsăm mai prejos. Noi trebuie să continuăm lupta. Asta îi invit pe toți la luptă, pentru că acest tăvălug al libertății și al drepturilor nu se va opri. Vom avea din ce în ce mai mulți oameni alături de noi. E mult mai interesant să stai în luptă decât să stai deoparte. Corect. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Diplan. Știu că vă pregătiți pentru o conferință începând cu orele 20:30. Ne vedem mâine în Piața Universității, ora 16. Vom fi acolo și vor putea urmări toți românii de pretutindeni transmisia atât pe Nașul TV, cât și pe pagina de Facebook Nașul TV, Nașul TV Canada. Așadar, toți românii de peste tot se pot conecta cu energia pe care, iată, o vor transmite artiștii care vor urca pe scenă mâine după amiază.
Minunat, mulțumim! Cu mare drag, seară frumoasă!